În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în duminica aceasta, dinaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia, cuvântul, cântările bisericii, din această zi toate ne trimit către Stăpânul Hristos, dar și către obârșia Lui, către obârșia Lui Hristos, care nu este alta decât și obârșia noastră, căci dacă Sfinții Evangheliști Matei și Luca ne prezintă obârșia cea omenească a Lui Hristos, unul mergând până la Avram, cel dintâi Matei, al doilea Luca mergând până la Adam, prezentându-L pe Hristos ca Fiul al lui Adam. Iar Evanghelia după Marcu și Ioan îl prezintă pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Cel care a venit să mântuiască întregul neam omenesc. Și prin Hristos, de acum, se prezintă și obârșia noastră, care este una divino-umană. Și dacă în această zi ne aducem aminte, deși pomenim pe Sfinții Strămoși, cei după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos, vin și eu cu o întrebare către dumneavoastră, dar pe strămoșii noștri noi îi pomenim? Iată, mai sunt câteva zile și vom încheia anul acesta calendaristic. Oare și-a adus românul nostru aminte de strămoșii lui, de bunici, de străbunici și de toți cei din care se trage fiecare, căci în cele din urmă toți ne întâlnim în Hristos și în Hristos și în Adam. Toți ne întâlnim aici. Obârșia noastră toată se îndreaptă către aici, către Hristos și către strămoșul Adam. De ce am pus această întrebare? Pentru că suntem datori în a ne cunoaște și dacă unii își amintesc bunicii, cu ușurință, marea majoritate străbunicii nu-i prea știm. Și lucrul acesta nu este bun, ci profitați și aceasta îndemn pe cei care sunt mai tineri și care aveți părinți, bunicii, întrebați-i de bunicii lor și notați-vă ca să-i aveți acolo, să-i pomeniți. Am mai amintit lucrul acesta aici odată, cum înainte, când părinții, străbunicii noștri nu cunoșteau carte, nu aveau și nu era tradiția aceasta a pomelnicilor. Și a spus, fiecare știa moșii și strămoșii. Și am prins lucrul acesta, mi-amintesc și de bunici, și am prins și străbunici în viață și la mormântarea a bunicii tatălui meu, ne-am adunat vreo 57 de nepoți și strănepoți. De ce spun lucrul acesta? Și amintesc lucrul acesta ca fiecare dintre dumneavoastră să vă siliți în a vă cunoaște și a-i pomeni, a-i aduce înaintea lui Dumnezeu pe moșii și strămoșii dumneavoastră pe care îi aveți. De unde vă trageți? Pentru că ei, la rândul lor, și ei așteaptă o rugăciune, o lumânare, așteaptă că atunci când dumneavoastră veniți în casa lui Dumnezeu, așa cum vedeți în ziua aceasta de astăzi, biserica a adus înaintea ochilor noștri pe strămoșii, pe sfânți strămoșii, după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos, așa și dumneavoastră când veniți în casa lui Dumnezeu, să-i aduceți înaintea lui Dumnezeu pe sfânți strămoșii dumneavoastră, căci e o datorie sfântă, nu numai în a-ți cunoaște, ci a-i pomeni și a face un parastas, o rugăciune. Și am prins în satele noastre la creștinii noștri, care măcar o dată pe an acolo aduceau jertfă la biserică, fie Sâmbăta Morților, dar își alegeau o anumită dată când să facă pomenire de toți cei din veac adormiți din neamul lor, cu tot neamul lor cel adormit, cum scriem noi pe pomelnicile cu cei adormiți. Deci e o datorie sfântă. Revenind la Hristos, Hristos Domnul nostru, obârșia Lui divino-umană, care nu înseamnă altceva decât și obârșia noastră, care este tot așa. Și în fiecare liturghie ne unim cu Hristos. Și nu numai prin Sfânta Taină a Sfintei Cuminecături, ci și prin rugăciune și prin chemarea numelui Domnului Iisus, prin citirea cărților sfinte, prin cuvântul Sfintelor Evanghelii, și prin acestea intrăm în comuniune și ne arătăm totodată obârșia noastră, care este din Hristos, și intrăm în comuniune cu Hristos Domnul nostru. Iubiții mei, nădăjduim cu darul Dumnezeu ca fiecare dintre dumneavoastră v-ați silit și v-ați pregătit prin taina postului, prin taina Sfintei Spovedanii, prin taina Sfintei Împărtășanii, și v-ați arătat prin acestea toate obârșia pe care o aveți. Adică sunteți creștini, creștini ortodoxi, fii după har ai Domnului nostru Iisus Hristos, fii ai Fecioarei Maria, căci cu toții suntem și fii ai născătoarei de Dumnezeu. De aceea am ascultat și ascultăm colindele noastre, care iarăși arată nimic altceva decât dragostea acestui popor față de născătoare de Dumnezeu și față de Fiul ei. Căci marea majoritate a colindelor, mai cu seamă cele vechi, într-un cuvânt, căci au apărut multe colinde și noi, acum în zilele acestea, care unele dintre ele cam lasă de dorit. Nu prea mai sunt în duhul acela al bisericii. Deci, dar colindele noastre vechi strămoșești, care nu sunt altceva decât o expresie a credinței, a trăirii, sau mai bine zis, sau și mai frumos zis, a întâlnirii sufletului nostru, a împlinirii dorului nostru cu Dumnezeul nostru, a întâlnirii și a găsirii, a împlinirii dorului. Căci fiecare dintre noi tindem spre înălțimi, tindem spre comuniunea cu Hristos. Și vai de noi când nu vom mai tinde, vai de sufletul nostru când va uita de înălțimi, și înălțimile sunt ale vulturilor. Adică omul duhovnicesc, ce înseamnă că înălțimile sunt ale vulturilor? Omul duhovnicesc se înalță din treaptă în treaptă, în cunoaștere și în așezare, în frumusețea aceea întâlnirii, precum Luca și Cleopa la Emaus, a întâlnirii pe deplin cu Hristos. Vulturul vede înălțimile, se ridică până la înălțimile munților și vede crestele munților. Așa și sufletul creștinului se înalță și cunoaște adâncul frumuseții lui Dumnezeu, adâncul trăirii în Dumnezeu, și se ridică deasupra patimilor și a tuturor răutăților. Deci așa trebuie să fim și așa trebuie să ne înălțăm fiecare dintre noi. Deci nădăjduim cu darul Dumnezeu că fiecare dintre dumneavoastră v-ați silit prin post, prin spovedanie, prin rugăciune, și iată, mai sunt 2 zile și ne vom întâlni cu sărbătoarea cea mare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Programul slujbelor din această perioadă nu este altul decât același care a fost în fiecare an. Cunoașteți prea bine că în ajun de nașterea Domnului trebuie să ajunăm, adică postul este mai aspru. Și în ajun este liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Apoi, tot în ajun, știm că trebuie să-L primim pe Părintele cu icoana. Ce înseamnă? Adică ne aduce vestea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Căci pe pământ nimic n-a fost nou în afară de nașterea Domnului. Căci nașterea Domnului a schimbat până și cursul anilor. Căci anii pe care îi numărăm de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă s-a strecurat acolo o mică eroare. Aceasta constatată mai târziu. Dar noi anii deci îi numărăm de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El, Hristos, fiind răsăritul cel de sus, fiind lumina lumii, de acum întreaga lume a considerat că anii trebuie să-i numere de la venirea Lui, a Lui Hristos Domnul. Deci, în ajun, marți, deci ajunăm în ajunul Crăciunului, ajunăm marți seara de acum, după ce vom avea rânduiala Paveceniței celei mari, vom avea și rânduiala Litiei și apoi Utrenia, către sfârșit îi așteptăm pe colindători și de fiecare dată aici la noi vin colindători, de aici din preajmă, din Putna, atât cei mari cât și cei mici. Apoi în ziua de Crăciun avem liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și colindele, de acum cântate de părinții mănăstirii, când cu toții stăm într-o răbdare și într-o așteptare, sau mai bine zis, într-o așezare în bucuria nașterii. Eu așa văd liturghia de Crăciun, ca o întâlnire a noastră a tuturor cu Hristos cel care s-a născut în Iesle, și de aceea nu ne grăbim să plecăm către cele ale noastre, ci stăm în biserică, colindăm, ne miruim și apoi împreună cu toții plecăm de acum către trapeză când gustăm câte ceva. Și apoi iarăși revenim la biserică, mulțumind lui Dumnezeu pentru ziua pe care ne-a dat-o, pentru întâlnirea cu Hristos Domnul, Cel care s-a născut în peștera Betleemului. Și fiecare dintre noi ne facem magi și păstori, vestind nașterea Domnului și celor care sunt acasă, care au rămas, sau la cei care ne sunt vecini și prieteni, și nu transformăm sărbătoarea doar numai într-o sărbătoare a luminilor, a globulețelor, a pomului sau mai știu eu ce altceva, ci într-o sărbătoare a inimii, într-o sărbătoare a dragostei, a păcii. Căci pacea a fost semnul peșterii din Betleem. Deși peștere săracă, Hristos Domnul născut într-o iesle, dar pacea a fost aceea care a copleșit atunci întreaga omenire. De aceea Irod s-a spăimântat și a căutat să afle de la magi unde este împăratul acela și le-a smerit înfășat în iesle și toate celelalte. Apoi, în a doua zi de Crăciun, avem iarăși liturghia și colindele, iar la priveghere de acum spre a treia zi așteptăm grupul de colindători al părinților, grupul Sfântul Leontie sau fiii Bucovinei, fiii Bucovinei, care vor veni să ne colinde la sfârșitul privegherii, în ziua de joi seara, deci spre ziua Sfântului Ștefan, a treia zi de Crăciun. În a treia zi de Crăciun vom avea slujba arhierească și începând cu orele 12, deci după Sfânta Liturghie imediat, vom avea concertul de colinde. Sunt anunțate grupurile de colindători nu numai de aici, din preajmă, ci și mai departe, și vor veni și din Basarabia, din Corjova, un grup de colindători, a fost și anul trecut, și vor veni și anul acesta, ca să ne colinde și ca să ne unim la nașterea lui Hristos în cuget și în simțire. Iubiții mei, închei cu acest gând, să fim cu îndrăzneală către Hristos, ne uitându-ne înapoi, ci privind înainte cu încredere, către Hristos Cel care vine astăzi și pe acel ieri al păcatului să-l lăsăm deoparte și să-l trăim astăzi pe Hristos, căci El astăzi, în peștera Betleemului, pentru noi se naște. Amin!